Bun găsit! Astăzi alături de noi este nutriționistul Luisa Florea. Te salut, Luisa! Bine, te-am găsit, Alexandra. Foarte multe persoane cred că antrenamentul intens este cheia unei slăbiri eficiente și a unui stil de viață foarte sănătos. Tu ne-ai mai explicat cum stă treaba cu alimentația și cât de important este antrenamentul, dar astăzi ar trebui să rezolvăm o dilemă. Cât și cum mâncăm înainte și sau după antrenament și dacă bem apă în timpul antrenamentului sau nu. Așa că te rog, salvează-ne. Ce e de făcut? Cum facem alimentarea și antrenamentul? Depinde de momentul zilei în care este antrenamentul, pentru că foarte multă lume care este matinală preferă să aibă un antrenament imediat după ce s-au trezit și asta e și cea mai eficientă variantă, pentru că dacă noi facem sport dimineața, se păstrează un metabolism mai accelerat pe tot parcursul zilei. Dacă sportul este foarte devreme, sunt persoanele care preferă să meargă pe nemâncate la antrenament și dau randament, dar dacă deja este un antrenament foarte intens, simt nevoia să mănânce totuși ceva și atunci recomand ceva mai ușor. Dimineața de vreme ar fi suficient dacă mâncăm două banane, niște curmale sau bem un fresh de portocale ca să avem energie pentru antrenament. Și după aceea să avem o masă mai copioasă, care să fie micul dejun, chiar dacă ne întoarcem mai târziu de la antrenament, că este 11 sau 12 la prânz, eu recomand să începem ziua cu micul dejun. Și micul dejun sănătos ar trebui să includă una-două ouă sub formă de ouă fierte, omletă sau ochiuri, una-două felii de pâine cu maia, o sursă de brânzeturi sănătoase care poate fi cașcaval, telemia sau feta, niște legume de sezon sau murături și putem să avem și la finalul mesei un fruct ca și desert. Dacă antrenamentul este după masa sau seara, e important să lăsăm cel puțin 3 ore de când am mâncat până când ajungem la antrenament. Și aici este mai importantă strategia, pentru că pentru a avea un randament bun la antrenament, ne trebuie o masă care să fie săracă în grăsimi și în fibre înainte de antrenament. Asta înseamnă că nu vom mânca salate sau crudități sau leguminoase, leguminoasele fiind lintea, fasolea, babe, năutul, și nu vom mânca nici carne sau pește gras, adică nu vom mânca carne de porc sau rață sau miel, nu vom mânca somon. Acestea le putem păstra pentru masa de după antrenament. Și atunci, un exemplu simplu de masă chiar rapidă înainte de antrenament pot fi bulgărașii, perluțele de brânză, care sunt bogați în proteine, dar cu un conținut scăzut de grăsimi. Adică avem cam 5% e varianta pe care eu o recomand de bulgăraș, pe care putem să-i combinăm fie cu un fruct de sezon, fie putem să adăugăm niște dulceață de casă sau magiun sau chiar niște miere. O altă variantă simplă de masă înainte de antrenament poate fi omleta din 2-3 ouă împreună cu o felie de pâine cu maia și poate niște castraveți murați. Astea sunt două variante chiar rapide pe care le poate încerca oricine. Iar apoi, după antrenament, mai ales în cazul celor care merg la sală sau fac sport în fiecare zi sau de vreo 5 ori pe săptămână, e important să avem o gustare dulce în primele 30 de minute după terminarea antrenamentului, pentru refacerea rezervelor de glicogen muscular. Asta ne ajută să nu avem o febră musculară intensă după antrenament. Și când zic gustare dulce, mă refer la un fruct. Dacă mâncăm un fruct, poate fi suficient sau să alegem un baton care să aibă curmale, alune sau migdale, un baton sănătos cu 2-3 ingrediente. În niciun caz nu recomand batoanele de proteine pe care noi le găsim în comerț, pentru că
nu au proteine de bună calitate și majoritatea conțin chiar proteine de origine vegetală, proteine din mazăre, de exemplu, sau din soia, care nu au absorpție așa de bună. Dacă într-adevăr o persoană care face sport își dorește să suplimenteze cu o pudră de proteine, atunci cea mai bună variantă este fie proteina din zer, fie peptidele de colagen de origine bovină. Astea sunt într-adevăr eficiente. Iar în ceea ce privește suplimentele, aici cred că majoritatea se justifică să fie adăugate doar dacă este vorba de sport de performanță. Și Și apoi atunci masă. ne consultăm cu antrenorul, cu medicul echipei sau cu nutriționistul. Exact, da. Bun, văd foarte multe persoane la sală sau care aleargă cu apă, văd foarte multe persoane care nu pun gura pe niciun strop de lichid în timpul antrenamentului. Cum e mai bine să procedăm? Eu cred că e importantă hidratarea în timpul sportului, dar depinde ce bem și cât durează antrenamentul. Pacienții pe care eu îi văd la cabinet beau prea multă apă în timpul antrenamentului. Unii îmi spun că beau 1,5 litri sau chiar 2 litri de apă plată într-o oră, o oră jumătate, două, și mi se pare foarte mult, pentru că acea apă plată nu îi hidratează corespunzător. Atunci când facem sport și este de o intensitate mare, noi pierdem și minerale prin transpirație și atunci trebuie să refacem această pierdere de minerale. Și cea mai sănătoasă variantă este să bem apă minerală, apă minerală natural carbogazoasă în timpul antrenamentului și am văzut schimbări foarte frumoase cu pacienții mei când au schimbat apa plată cu apă minerală și au dat seama că pot să bea doar jumătate de litru, maximum 1 litru în timpul antrenamentului și se simt mult mai bine hidratați, au un randament mai bun decât dacă ar fi băut 2 litri de apă plată. Și apoi mai sunt și alternativele la apa minerală, la fel de sănătoase pentru hidratare în timpul antrenamentului, și anume avem apa de cocos sau avem freșul de fructe proaspete, freș de portocale sau poate un suc de mere. Și asta ne ajută. Bun, n-aș vrea să intru în polemici, dar sunt nutriționiști care se feresc de freșurile de fructe. De ce? Da, există, din păcate, pe internet specialiști care nu sunt specializați în nutriție și dietetică și fac afirmații de genul că freșul de portocale este la fel de nesănătos ca și sucurile carbogazoase. Afirmație care este falsă. Freșul de portocale este mult mai sănătos, mult mai nutritiv decât un suc carbogazos. Are mai puțin zahăr și zahărul este de origine naturală. Și în plus, dacă ne dorim să păstrăm și fibrele, putem să facem sucul de portocală sub forma unui smoothie, nu neapărat sub forma unui fresh. Și mai sunt alți specialiști care vin cu idei care spun că fructele sunt mai nesănătoase sau îngrașă mai tare decât dulciurile sau o felie de tort. Afirmație care, din nou, este falsă, pentru că fructele ar trebui să facă parte din alimentația noastră zilnică și problema e mai degrabă că noi nu consumăm suficiente fructe și legume, decât că ele, ar îngrășa. Bun, bine că am lămurit și această problemă. Câte zile pe săptămână ar trebui să facem mișcare sau sport, astfel încât să spunem că avem un stil de viață sănătos? Nu, nu vorbim aici de performanță. Recomandările actuale sunt să avem cel puțin 3 antrenamente de o oră pe săptămână, dar consider că ar trebui mult mai mult decât atât. Problema în prezent este că noi suntem mult mai sedentari decât acum câțiva ani, pentru că
Mulți dintre noi au început să lucreze de acasă și atunci stăm efectiv toată ziua la birou, în fața unui ecran, în lumină artificială și nu facem absolut deloc mișcare. Am pacienți care au zile consecutive în care nu ies din casă și atunci ar trebui să găsim soluții de a face mișcarea parte din rutina noastră zilnică. Putem să ne luăm o mini-bicicletă pe care să o punem sub birou și să pedalăm în timp ce lucrăm. Putem să stăm în picioare o parte din program, cel puțin când participăm la întâlniri sau când doar răspundem la e-mail-uri. Sau putem de asemenea să facem genoflexiuni în timp ce ne spălăm dimineața și seara pe dinți ca să fim mai activi. A face sport nu înseamnă neapărat a merge la sală. Putem să jucăm tenis în weekend cu prietenii, putem să mergem la piscină, putem să mergem în drumeții atunci când vremea e favorabilă sau chiar să alergăm într-un parc sportiv din apropierea casei noastre. Bun, sunt foarte multe persoane care efectiv nu găsesc ora aceea pe zi să facă sport în mod organizat, dar totuși au un smartwatch sau un telefon care are o aplicație și merg foarte mult pe jos. Cât ar trebui să meargă pe jos? Hai să calculăm în pași o persoană normală ca să nu mai poată să spună că este sedentară. Recomandările generale sunt să avem 10.000 de pași. Dar dacă facem un test, ne dăm seama că trebuie să mergem foarte mult pe jos ca să ajungem la 10.000 de pași. Și atunci ce le recomand eu pacienților mei este întâi să vadă de la câți pași pornesc. Să zicem că dacă stăm în casă, nu ajungem la 1.000 de pași pe zi în niciuna din zile. Să zicem că pornim de la 1.000 și atunci ne propunem ca în fiecare săptămână să mai creștem cu 1.000. Și atunci, într-o lună, o lună și ceva, deja avem o medie de 5.000 de pași pe zi. Dar depinde cât de alert este acest mers pe jos. Pentru că dacă vorbim de o plimbare în care nu mergem în pas alert, nu poate fi vorba de un număr prea mare de calorii arse. Este doar sănătatea cardiovasculară și aspectul sportului în longevitate. Sunt studii care arată că doar 10 minute de sport pe zi ne pot prelungi viața, ceea ce este puțin, dar făcut zilnic, la sfârșitul lunii, vedem că avem totuși câteva zeci sau sute de minute cumulate. Așa că e mai bine să facem puțin, dar zilnic, decât să ajungem la sală o dată pe săptămână și în rest să stăm toată ziua la birou. Și în ziua aceea în care am ajuns la sală să și ne plângem toată ziua, vai cât sunt de obosit, vai ce febră musculară am. Cum știm că se mai întâmplă? Sau să ne facem fotografii pentru a bifa că am fost la sală în loc să lucrăm. Așa este. Luisa, îți mulțumesc tare mult că ne-ai împărtășit din cunoștințele tale și că ne ajuți să ne păstrăm sau să devenim mai sănătoși și mai supli. Îți mulțumesc! Cu mare drag! Pe curând! Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!